Romanul Flori în păr începe cu ziua de naștere a tinerei Ami și este prezentată evoluția adolescentei în decurs de câțiva ani. Tânăra vorbește despre toate etapele prin care trece la vârsta adolescenței, despre prieteni, iubiți și oameni pe care îi întâlnește. Unii sfârșesc bine, alții tragic. Eu am trăit foarte mult în alte lumi, cam de când eram mică, aveam tendința să-mi imaginez tot felul de lucruri, cam din neant, am flash-uri și într-o seară m-am gândit că ar fi suficient doar cât să pun gândurile astea pe hârtie ca să mai revin, să mă cizelez mai bine eu ca persoană. Dar într-o seară au ieșit aproximativ 100 și ceva de pagini în Word, m-am bucurat. Sincer, după ce m-am ridicat de la calculator, am văzut cât a ieșit, m-am simțit așa un pic secată de toate ideile pe care le-am avut. Ce feedback ai primit din partea prietenilor, apropiaților? Foarte bun, adică cam tuturor prietenilor mei le-a plăcut cartea, absolut toată lumea, chiar și necunoscuți, mi-a spus că se citește foarte ușor, foarte repede, înțelegi foarte bine ideile. Mesaje simple, ușor de înțeles, fraze la subiect și pe placul tuturor. O refulare a unei adolescente în care s-au regăsit și alți tineri. Despre o generație rebelă, dornică de a se descoperi, de a se reinventa și de a încerca toate lucrurile cool. Cred că mesajul este că până la urmă cu toții suntem singuri pe lume și noi singuri ne ajutăm, singuri ne vindecăm de anumite răni, fie ele sufletești, fie de altă natură. Întotdeauna vor exista oameni care ne trădează, oameni care nu ne trădează, oameni care ne iubesc, dar contează ca noi să fim noi până la sfârșit. Elevii din redacția VLH, impresionați de evoluția Iuliei, au stabilit un interviu cu tânăra scriitoare. Jurnalista Andreea Manolache este elevă în clasa 11 la liceul Alexandru Vlahuță și activitatea din cadrul redacției a ajutat-o să vorbească cu mai multă ușurință în public și să iasă din rutina zilnică. Spune-mi, te rog, care este ideea acestei zile, care este povestea din spatele interviului și cum te-ai decis să-l faci pe acesta astăzi? De fiecare dată când scriu un articol sau aleg un interviu, vreau să transmit un mesaj care chiar se ajute pe liceeni, pentru că în principal liceenii ne urmăresc. Și Iulia m-a inspirat foarte mult pentru că ea a scris o carte cât încă era la liceu, lucru pe care nu mulți copii îl fac și știam că o să poată să-i motiveze să-și urmeze visul. Care sunt planurile tale în redacția VLH? Să continui într-un ritm poate chiar mai bun, să public articole care chiar să-i ajute pe cei ce le citesc și să mă dedic să ajut cu ceva, să rămână oamenii cu o impresie bună despre redacție. O carte scrisă de un adolescent, crezi că este mult mai interesantă pentru publicul tânăr? Evident, mă gândesc că publicul tânăr poate să empatizeze cu mult mai multe lucruri scrise de un adolescent, pentru că este și limbajul, sunt întâmplări comune, sunt fapte de actualitate. Iulia Ioniță pregătește pentru vara aceasta un nou roman. Interviul complet al scriitoarei va fi publicat pe site-ul școala.tv.ro și pe pagina redacției VLH.